Încă o premieră a fost înregistrată în medicină după ce un tratament revoluționar anticancer a venit cu rezultate remarcabile. Pacientul vindecat de boala incurabilă a afirmat că se simte bine de 2 ani. Conform blicktech.ro, rezultatele unui nou tratament împotriva cancerului sunt promițătoare. Acesta utilizează un virus comun pentru a infecta și ulterior distruge celulele tumorale. După mai multe teste efectuate, un pacient a fost vindecat de boala necruțătoare, în timp ce, în alte cazuri, tumorile au fost diminuate semnificativ. Tratamentul respectiv conține forma slabă a virusului herpes simplex, fiind modificat în laborator pentru a ucide celulele canceroase. Cu toate acestea, mai multe studii vor fi efectuate, însă această injecție poate reprezenta un nou început pentru cei bolnavi de cancer într-o stare avansată. Injecția respectivă este administrată direct în tumoră, atacând cancerul în două feluri. În primul rând, virusul atacă celulele canceroase, distrugându-le, iar în cel de-al doilea rând, acest lucru activează sistemul imunitar al pacientului. La acest tip de tratament au fost supuși 40 de pacienți, dintre aceștia unii au primit injecția denumită RP2, în timp ce celorlalți li s-a administrat respectivul tratament combinat cu un alt tratament medicamentos numit Nivolumab. Din rezultatele care au fost prezentate în cadrul unei conferințe medicale de la Paris, reiese că 3 din 9 pacienți cărora li s-a administrat tratament combinat au prezentat îmbunătățiri ale stării de sănătate. În ceea ce privește efectele secundare, acestea au constat în general în oboseală. Potrivit profesorului Kevin Harrington, cercetătorul principal al programului, acesta a afirmat pentru BBC că răspunsurile organismelor pacienților au fost cu adevărat impresionante, chiar și în cazul cancerelor avansate, dintre care și cancerul de esofag și un tip de cancer mai rar, cel ocular, potrivit BBC, relatează playtech.ro.